Salutare, prieteni, sunt de IG Football. Bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Burnley. Astăzi un episod destul de greu, zic eu, din privința meciurilor. Avem partidă cu Arsenal și cu Middlesbrough. Dar trecut am jucat în campionat cu Aston Villa, am bătut lejer 4-0. Și cu Roma, un meci nebun, un meci foarte încins. Am pierdut din nefericire însă cu 3-2, nu ne-am făcut de râs. Am scris și noi două goluri și asta îmi dă speranțe. Încă avem șanse la calificare în Champions League, însă trebuie să fim atenți. Deocamdată astăzi nu voi juca în Champions League, vom juca cu Arsenal și apoi cu Middlesbrough, parcă să primul meci pe Emirates și o partidă foarte, foarte grea, vedem pe Messi toți de acolo. De fur văd că poate juca, Messi că poate juca, am primit un mesaj acolo de Real, dar nu voi forța. De fapt nu voi forța pe Zinchenko și nici pe Iheanacho, că nu joacă nimic băiatul ăsta, nu înțeleg ce are de la o vreme, joacă acolo Leko. Rashford și Leko, atacul nostru incredibil de senzațional, pe Emirates Stadium să înceapă meciul. Liderul Arsenal are 6 puncte, adică nu, mă scuza, 6 victorii din 6 posibile, 18 puncte. Sunt la 6 puncte de locul 2 și la 9 puncte de noi, de poziția pe care ne aflăm noi. Vedem, au cel mai bun atac, 14 goluri, nimeni n-a reușit să le pună vreo problemă până acum în acest start de sezon, însă Burnley, poate fi Burnley acea echipă care se încurce, să sperăm că da. Dar acum este șutul lui, a fost șutul lui de mari grei, să ce paradă are portarul. O centrare, mite peste grei. O, ce trecere, Rashford și paradă, voi și Szczęsny. Rashford foarte bine primește acea pasă, însă foarte bine se interpune Szczęsny, iată Arsenalul. Are data viitoare derby cu cei de la United. Va fi o centrare, doar 3-4 oameni care au, pentru că suntem pe partea bașă, centrare, plas laterală. Debussy. Șut, Donnarumma prinde. Și pasă, este pasă pentru Demari. Hai Demari, poate faci ceva. Demari, trece. Demari cu Szczęsny, scoate Szczęsny, fabulos. Puteam câștiga pe acest final de meci, însă Wojciech Szczęsny apără mingea lui Demari greș, rămâne 0-0 și final de meci este 0-0 Arsenal Burnley, iată, în sfârșit liderul este încurcat de noi, primele noastre puncte. Arsenal a avut doar un șut a vărsat Arsenalul, ne-am avut 5, însă n-a reușit să marcăm. În orice caz, 0-0 bun pentru noi, pentru că ne păstrăm acolo. Ne păstrăm destul de bine în clasament, suntem în continuare pe 10, însă putem pica în clasament. Câteva poziții, Arsenalul se apropie, Palace, de iată, Palace și Swansea sunt în față ca și Newcastle de altfel. Deci noi urmează niște sesiuni de antrenamente pe care le vom face acum. Dar am uitat că Leko este acceptat, așa că va intra și Rashford la antrenamente. N-are chiar cel mai bun finishing din lume și o zic că merită ceva mai bun. Donnarumma îi va crește poziționarea și lui Gray va crește și lui poziționarea. Da, iată, le cresc aceste atribute, dar niciun dintre ei nu crește în OVR. Să Donnarumma este aproape de 81. Oh, Belgia ne oferă ofertă și cred că mă voi duce lei, pentru că din câte știu ei s-au calificat la Cupa Mondială, așa că le voi accepta oferta. Ca să jucăm și noi la Cupa Mondială, nu de alta. S-a accentat Vox. Vox nu era chiar așa de important, pentru că el oricum nu prea juca pentru noi, dar ea era atacant. Da, și am avut partida cu cei de la Middlesbrough, după care episodul viitor vom avea meciul decisiv, pot eu spune, în privința calificării mai departe în Champions League, împotriva celor de la Everton, împotriva celor de la Celtic. Deocamdată avem această partidă și unul dintre aceștia doi, da, Oxford nu va juca Mi, vine și Declan John, vine și Darico aici, mai amenajăm câțiva titulari, Zinchenko nu va juca, vine Hendrix și în locul lui Arfield, hai să vină Marin și în atac, nu știu, va juca Rashford și Andre Gray de această dată în atac. Dacă am asta echipa cu băieții și a defilăm în fața celor de la Middlesbrough pe Turf Moor. Burnley, o echipă bună, o echipă să spunem în formă în acest sezon, joacă astăzi pe Turf Moor împotriva lui Middlesbrough. Avem în ultimele 3 partide 7 puncte, era cel egal. Acel singur punct a fost făcut
în fața liderului Arsenal. Iată, players to watch la ei este Gerson Ramirez. Să vedem ce vor reuși astăzi în fața coșmarului Sterling din 2006, să înceapă partida. Shoot! Donnarumma n-are niciun fel de problemă. Prima șansă, să zicem, a lor, însă... Iată-l pe Rashford. De fur. Rashford blocat. Oh, Fabio, ce pasă! Ui! Și ce șut! Ce șut! Andre Gray, șutul său nu este slab, prinde Victor Valdej. Pasă, Rhodes, scapă, bine că a pasat Rhodes. Nu! E bine, watch faza acolo, se putea da penalti, s-a nimic. Și faultează de fur și va lua galben. Da, galben Steven de fur. Este un galben foarte bine acolo, pentru că ăștia erau montați să ne facă ceva Ramirez. Ramirez cu șutul! Nu are probleme de Maroma. O, Gray, șut slab din nou al lui Demari, Gray. Corner, va bate Gerson Ramirez. Donnarumma le scoate, hai, goată. Mamă. 0-0 și cu cei de la Middlesbrough. Al doilea egal alb, însumești foarte plisitor acesta, fără niciun fel de ocazie. Așa că, fraților, pentru a nu fi dezamăgiți complet acest episod, voi mai face un meci. Și anume, partida cu Celtic o voi juca tot în acest episod, pentru a fi ceva mai interesant, pentru a nu fi chiar așa de plisitor. Vom juca și cu Celtic în acest episod și Donnarumma va face 81 fără discuție acum, da? Oxford face și 78, iată deja, cel mai bun fundaș central din punct de vedere al statusurilor. 78, Oxford 81, Donnarumma. Și avem partida cu Celtic pe care o jucăm tot în acest episod, pentru că vreau să vă ofer totuși ceva de calitate. Și vine meciul cu Celtic, da. Vom juca acasă la aceasta, primul meci pe Turf Moor în UEFA Champions League. Dăm aici primeci, e foarte important să scoatem ceva în această partidă, să nu pierdem iarăși, pentru că dacă pierdem iarăși e groasă. Celtic are 4 puncte în fața Realului și în fața noastră în grupă, însă cred că cei de la Roma atunci sunt primi, pentru că ne-au dat 9-3 goluri, i-au dat doar 2 Realului. Ei vor juca în parlamentul lor clasic, atacul Rashford, Iheanacho. Da, așa e atacul nostru și să înceapă partida, să sperăm că măcar acum putem scoate ceva mai mult. De la această oră, UEFA Champions League, etapa a treia, Burnley Celtic, ce meci, meci decisiv pentru soarta noastră în Europa. Dacă pierdem astăzi, cred că suntem out cu totul în Europa, nu vom mai avea șanse nici măcar la Europa League. Însă dacă scoatem măcar un egal sau dacă batem, rămânem acolo în luptă de la această oră. Da, vedem clasamentul, Roma 1, Celtic 2, Real Madrid 3, Burnley locul al 4-lea. Iheanacho și cu Rashford dau start pe aceste partide care este foarte importantă pentru noi. Alexander Zinchenko, fostul jucător de la City, nu pot să cred. Se slovesc unul de altul. Hai, Lautaro. Shot-ul este slab, dar e corner pentru că l-a deviat Rhys Oxford. Centrarea... Oi! Donnarumma cred că ne-a scos aici. Corner din nou pentru cei de la Celtic. Centrare. Oh, și scapă de fur! Gol! Burnley! 1-0 fața lui Celtic, minutul 25. Contraatac foarte bun făcut de noi. Pasă bună de Iheanacho și de fur deschide scorul. Gordon nu mai are ce să facă și este gol. Da, mă, în sfârșit înscrie Miata pe Iheanacho. Ce spațiu mai are să pasă un de fur, nu la unul cu portarul scoțian, nu mai putea găsi, n-avea cum să rateze de acolo. De fur, trimite cu latul, trimite bine cu latul.
în plasă și da, 1-0 în duelul Marii Britanii, derbyul Marii Britanii. Scorul este deschis de decurs, este totodată primul gol din istoria lui Burnley în Champions League. Primul gol din istoria lui Burnley în Champions League. Oh, aici cu latul Rashford. Aproape Rashford de 2-0, să trimite cu latul doar alături. Rashford. Uai, aproape de 2-0. N-a apucat să joace pentru United în Champions League, însă iată, la Burnley joacă în UEFA Champions League. Iheanacho pentru Rashford, gol Rashford, 2-0 pentru Burnley. Ce primă repriză facem, prima repriză perfectă făcută de băieții mei și intrăm cu 2-0 la cabine. Iată Iheanacho al doilea asist deja în această partidă. Rashford avansează și trimite un șut care, mod normal, n-ar fi trebuit să-l învingă pe portarul lor, însă o face, iată. N-am înțeles acest pojunat, portar. Nu mai contează, 2-0 pentru noi. 2-0 pentru noi, Marcus Rashford, înscrie Marcus Rashford. Și ne apropiem din ce în ce mai mult de prima noastră victorie în Premier League, după lovitura aceea liberă, magistrală, din meciul cu Roma. Vine acum golul acesta. Da, și pauză. 2-0 pentru noi la pauză după golurile marcate de băieții noștri. Intrăm în repriza a doua cu multă încredere. Ce pasă slab aici. Și un șut. Bine, Donnarumma. Bun șutul ăla, însă Gianluigi Donnarumma tocmai ce a făcut 81 OVR. Se întinde perfect. Are 89 la reflexes. Asta înseamnă că aceste faze ar trebui să fie soare la ureche pentru el. Bate Sinclair. Centrarea. Nu este rea, lovitura de cap, nici aia nu era însă. Vă mai băga niște jucători pe față de atac, niște jucători mai odihniți. Încă ăștia sunt morți, trebuie să iasă de fur, vine Hendrix aici. Intră Ișan Leco în atac și mai intră și Jurcevic, acest jucător care nu prea a jucat la noi. Hai că-l băgăm și prin atac în locul lui Grealbach, în locul lui Grey și va veni Rashford ca și Khan. Rashford are cât are la stamină, 79 stamină, are o stamină bună. Asta nu e bine. Nu vreau să ne luăm gol. Donnarumma încă o dată. Donnarumma și Pardăbas scrie pe noi băieții. Dar acum pe Rashford și pasta e pentru Leco care își va prelungi. Evident balonul ca să scape singur cu portarul. Wow. Ce ratare are Leco singur cu portarul. Mă așteptam să facă 3-0, să trimite alături. Am voia și final de meci, bate Celtic-ul cu 2-0 și relansăm grupa din Champions League. În sfârșit câștigăm și relansăm această grupă în partea cealaltă. Realul bate și acum 1-0 pe Roma. În acest moment Real Madrid are 6 puncte, Roma 4, Celtic 4 și noi 3. Așa că avem toate șansele la calificarea mai departe. Totul depinde de noi însă. Da, fraților, și cred că aici vom pune și noi punct acest episod. Data viitoare vom juca cu City și cu Stoke campionat, pentru ca peste 2 episoade să jucăm din nou în Champions League cu AS Roma și Palace. Da, în campionat n-au fost chiar cele mai spectaculoase meciuri, au fost 2-0, însă eu sper că măcar meciul din Champions League unde am reușit în sfârșit să câștigăm a salvat, să zicem așa, onoarea acestui episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați pe butonul de like. Până data viitoare, am fost AG Football, toate cele bune, la revedere!